s-a schimbat decorul. Ia uite. Ia uite aici niște frunze de niște pene de bibilică. Ia uite. Vezi? A fost smotocită. Nu știu cine a smotocit-o pe bibilică. Eu luat penele. Și acum foșa. Super fain. Foș. Evident că sunt mizerii când ai. Noi suntem niște sălbatici. Mulți dintre noi. Așa că e de așteptat ca peste tot să fie plin de mizerii. Ia uite! Doamne! Cât e de frumos! Ia, deci e fain de veni cu copiii să joace prin frunze, să simtă, să pipă, e să foșă, e să rămână cu mirosul ăsta antipărit. Pentru totdeauna. Mulți dintre copaci au rămas fără podoabă. Au fost mai sensibili, cred. Uite ce frumos e. Vis de toamnă. Nu de iarnă în care a jucat Florin Piersic. Rodica Mandache. Asta este vis de toamnă. Dacă n-ar fi natura asta așa de frumoasă, la cât trebuie să icnești ca să faci una și alta, ar fi fost foarte urât. Dar așa. Yay! Nu e nimeni și e foarte bine. Vor fi mai jos că vin copii la sport aici. Dar nu știu cum o să fie cu închisul ăsta. Și cu pandemia vieții, uite aici copiii, am zis că nu-i nimeni, dar copiii vin la fumat. Copiii vin la fumat și la băut. Să nu-i vadă nimeni departe de lumea dezlănțuită. Măcar ascultă altfel de muzică. Da. În față zici că e blocuri, dar n-ai niciun bloc, nimic. Aici, nu știu, vântul cred că a luat frunzele, că... A, dar au bătut și le-au dus în partea cealaltă. Că aici... Cucoanele nu sunt. Un pic mă apropii de ea azi. Uite și barca era a țăranului care n-avea lotcă. Vorba lui Toma Caragiu dintr-un sketch, nu știu de cine era scris. Ia uite ce fain. Freamătul ăsta e super tare.
De acolo, de la gară, spuneam că iazul pare plin de păsări și cred că am dreptate. Da. Ia uite. Chiar e plin. Ia uite. El or fi? Dacă l-au secat și secându-l au ce mânca. E și cald. Uite ce imagine cu barca în mijlocul iazului. Șomuz. Da. Uite acolo, tâncumeți, ai tălpici. Ia uite. Super, super. Totul este la superlativ. Ia uite aici. Aproape că te încumeți să te duci, dar este o idee bună pentru că te afunzi în mău. Hai să mergem acolo la locul meu de citit, că mi-am luat cu mine o cărțulie și vreau să citesc. Era fain că în Marea Britanie puteam să citesc, nu te... Uite un copilaș. Nu-i interesat pe nimeni. Hai că se uită la tine ca la mașini străine. Toamna asta e strașnică. Strașnică. Ia uite. Pong. Nu seamănă cu toamna lui Topârceanu. Că era slabă, lungă și zăludă, măturând natura udă, cu mănunchi de ciumafai, când se scutură de ciudă. Mă duc acolo la buturuga mea, unde am citit atâtea bucăți frumoase din cărți minunate. M-am făcut anul, traseul e la fel. Mă gândeam că l-o schimba, dar nu l-o schimbat. Bate vântul tare. Cutură frunzele. Ce minune! Acolo e buturuga mea. Și acolo mă duc. În partea alaltă s-ar putea să fie copii. Și hai. Uite cum să văd. Nu zici tu că-s de aur? Poleiți? Hai. Să văd dacă ai altă impresie.